Invitatul meu de astăzi... Invitatul meu de astăzi se numește Alex și l-am întâlnit în Bali și el stă aici de 2 ani jumate și mă surprinde în fiecare zi prin ce-mi povestește, prin experiențele pe care le-a avut el. Eu am făcut 3 zile de fasting recent, după care am început să mănânc doar fructe și am început să experimentez niște chestii pe care am început să le împărtășesc cu el, pentru că el este unul din oamenii care mă înțelege că a făcut și el același lucru. Sunt puțini oameni care au experimentat sau au încercat chestia asta în viața lor, știi? Cei mai mulți care se uită la mine, probabil au impresia că sunt nebun sau că nu se poate, că pierzi masă musculară, de unde ții proteinele? Astea sunt primele întrebări, mai ales în industria mea, în fitness. Da. Eu, sincer, nu văd asta ca o soluție, cel puțin pentru mine și pentru corpul meu, pe termen lung. Gen, pentru o săptămână când ne-am propus eu să o fac, văd că e foarte ok, adică mă simt super bine. Însă tu ai dus-o departe de tot. La cât? Cât ai fost? Am fost fruitarian cam un an de zile și raw vegan 3 ani, deci un an înainte de fruitarian am fost raw vegan și un an după raw vegan. Deci evoluția ta a fost de la mâncat normal, să zic așa, vegetarian, vegan? Da, vegetarian, vegan. Acum 8 ani am început journey-ul de a mânca de carne. Așa. Și încet, încet m-a lăsat de brânză după vreo 6 luni și după tot ce era de, nu știu, conținut animal, ouă, lapte, toate astea. Și am ținut-o pe vegan vreo 3-4 ani, după care raw vegan un an, fruitarian un an, iar în anul ăla 2 luni am fost doar pe watermelon. Capul, deci când mănânci pepenea, s-a văzut cum e, te umflă, te balonează, te simți plin, dar pentru o jumătate de oră, că e doar apă, da, după aia simți un gol, te simți curăță, foarte ușor. Da. Da. Cred că a fost un detox absolut. A fost un detox și am făcut intuitiv, n-am știut ce fac, știi? Deci tu, practic, pregătire, partea de nutriție, n-aveai. Făceai asta, știi, așa în mare. Și îmi făceam un tracking cu o aplicație Chronometer, unde poți să-ți bagi caloriile și tot ce mănânci. Și o țineam așa la 2000-2500 de calorii, cât deci aveam nevoie. Mâncai de fructe. Da, mâncam, like, nu știu, 4 kg. Cantități enorme. Deci băgam fructe bine de tot. Fix așa am mâncat eu niște cantități de astea fabuloase, adică nu... Dar nu m-am uitat la cantități, am mâncat pesătorate. Fiecare masă exact. Cu fructe pesătorate. Și am început să keep, să mențin, cum să zic, nu știu, îmi vine să zic pe engleză, să mențin cât mai monomil, dacă știi ce vreau să zic. Ah, da. Să nu amesteci mai multe fructe. La o masă mâncai, alegeai un fruct sau într-o zi alegeai un fruct, și îl mâncai doar pe ăla. Asta am făcut și eu acum. Da. Și adică am avut zi de dragon fruit, după aia zi de papaya, după aia zi de coconut, de cocos, cu toate că nu e un fruct, dar am vrut să experimentez și asta. Și acum, azi e ultima zi și am început cu pepene, care e foarte ușor. Și vreau să mănânc mix azi. Vreau să mai combin și alte fructe puțin mai dense, dar în principiu m-am axat pe fructele foarte light, foarte ușoare, cu multă apă. Gen pepene, papaya, dragon fruit. Tu ce consumai atunci? Mare parte. Atunci trăiam în Germania, ceea ce îți dai seama, aveam... Erai limitat ca fructe, nu? Da, aveam fructe europene. Și le găsești și în România, la fel. Și... Nu mâncam prea multe exotice. Cred că ananas era singurul care mâncam exotic, așa. Și bananele, bineînțeles, dar deja le-au devenit duzină. Ce să zic, începeam cu fructe ușoare, gen pepene, și cu cât avansam în zi, fructe mai dense, așa. Asta simțeai să faci banane, simțe, nu? Da, dates, banane. Dates, cum se numesc? Dates, curmale, nu? Curmale, da, curmale și curmale celelalte, și... mai sunt unele și ele în curmale astea două. Fix, cum se numesc? Alea două, din Israel, curmale și celelalte. Smochine. Smochine și curmale, astea tot timpul le-am încurcat, nu știu de ce. Da, alea erau mai dense, așa, mai powerful, da, știi? Da, alea nu pot spune, mai mult de 5-10 bucăți, deja simți că e prea consistent, prea dulce. Uh-huh. Mai ales dacă le mănci deshidratate. Da. Mâncai și deshidratate? Cred că majoritatea erau deshidratate. Păi știi ce mi s-a părut mie foarte tare? Că tu ai zis că în timp ce consumai fructe, nu beai apă. Da, deloc. Asta pe mine m-a făcut. Pentru că, știi de ce? Pentru că fructele au
orice fruct are cel puțin 90% apă. Și dacă bagi un fruct, te și hrănește și hidratezi în același timp. Mamă, asta știi e ce zic? Deci, da, era pușcam doi iepuri deodată. Apa e apă vie, cu adevărat. E apă, frate, da. Bine, bine că și fructele, mai ales în Germania, sunt prin toate procesele trecute și toate alea, dar... Nu intrăm în analiza asta atât de deep, că așa nu mai mâncăm nimic. Nu mai mănânci nimic. Nimic pe lumea asta nu mai mănânci. Făceam să aleg cât mai bine posibil, nu mă duceam în nicio extremă, știm? Dacă mie, cum să zic, era cam un fel de ceva intuitiv. Mă uitam la fruct, ziceam, băi, fructul ăsta pare că e crescut cât de cât natural, mănânc. Și când ți-era foame, te duceai spre banane, spre fructe mai dense. Mai dense, așa, da. Dar făceai sport, făceai mișcare atunci? Tot timpul. Da? Deci băgam... Ce fel de... Făceam calisthenics, știi? Deci cu TRX, cu corzile alea. Ce mai făceam? Mă notam cu bicicletă, eram 2-3 ore pe zi. Eram activ mai mult decât pe orice dietă, pentru că dacă mănânc, acum nu mai mănânc fructarian exclusiv, mănânc cam 70% din zi fructe, dar în perioada aia, mâncând numai fructe, avem atâta energie și trebuie să o arăt, știi? Dar cum arăta corpul tău? Spune-mi cum arăta corpul tău atunci în comparație cu corpul tău acum. Adică dă-ne câteva date, oamenii văd cum arăți așa în mare, tu ești foarte înalt. E cel mai înalt ca mine, are 1,90 m și 1,94 m. Wow, 1,94 m, e mai înalt ca mine, cei care mă urmăriți știți că am și 1,90 m, el e mai înalt. Și kilograme? Ultima oară aveam 77, cred că cu tine mă mâncând trei la sală, 76. Nu știu cât bun e cântarul ăla, eu zic că ai un pic mai mult, că ăla mi-a arătat mai puțin mie. În fine, undeva la 80 de kg, 1,94 m, ești lean, ca să zic așa, ești fit. Da, în perioada aia am slăbit de la 86 la 74, 76, 74. Deci erai mai slab ca acum. Da, am ajuns maxim, am ajuns 72 de kg. Dar spune-mi, te rog frumos, aveai, ok, intrase la apă, dar aveai grăsime aici sau era așa, gen lin, gen, nu știu? N-aveam grăsime. N-aveai grăsime, deloc. Și mă antrenam, mențineam corpul, ca să zic așa, dar nici nu puneam masă deloc. Nu construiai masă, dar erai gen tot, lin, da, tot timpul. Și practic îmi defineam corpul care eu deja l-aveam, știi? Ce tare. Dar n-aveam ce știi ce corp. Mare nici acum n-am ce știi ce corp. Pe forță ca să construiești corpul. Adică nu te ajuta mâncarea, să zicem, că n-aveai proteină suficientă, mm-hmm. Dar nici nu era stimulul foarte mult în direcția construire masă musculară. Că probabil că jucai un pic cu TRX-ul ăla, nu făceai ceva foarte intens. Să știi că era destul de intens. Da? Bine, poate să fie TRX-ul foarte intens. Nu zic că nu poate să fie, depinde cum îl abordezi. Da, eu îl băgam destul de intens. Super tare. Mai ales pentru energia care mi-o luam atunci eu din proteine și din fats, aproape deloc, știi? Ce altceva ai mai simțit specific în perioada aia? Am simțit că... Pielea. Ce s-a întâmplat cu pielea? Foarte mulți au probleme cu pielea. Și mă întreabă, păi ce să fac să scap de coșuri, să scap de pete, să scap facă de... fructe. Deci pielea, am avut o perioadă când pur și simplu zici că m-am exfoliat așa, natural. Deci toată, și pe limbă și dinții am început să limbă, mă întoarce. Vă dați seama. Deci mi s-a schimbat culoarea limbii. Aveam albul ăla pe limbă și limba mi era roșie după. Era, cum să zic... Foarte aprinsă. Aprinsă, așa. Și fresh, colorată, viață. Da. Și tot, cum să zic, deci că am pierdut o strat de piele, așa, care era toxică, ne oarecum. Ne pierdem oricum, mereu se rănește pielea noastră, dar probabil atunci a fost mai intens chestia asta. Și coșuri deloc, deci n-am avut niciun coș, totul mi-era fin pe față, dar asta după vreo 6 luni, nu la început. Și ca sursă de proteină n-aveai nimic, un an de zile n-ai avut sursă de proteină? Păi, fructele au un pic de proteină. Au 1%, 2%, ceva de genul ăsta. Mâncând foarte mult, te duci poate într-un 20 de grame, 30 de grame pe zi, maxim. Cam acolo, maxim, 20. Adică e de 20. Supraviețuire. Da, la minim, așa. Da, ca să eu am ajuns în pregătirile mele 200, 250, chiar 300 de grame de proteină pe zi. Dar, sincer, acum îmi dau seama că foarte multă proteină nu e neapărat soluția, adică contează și cum asimilezi proteina aia. Exact. Adică după fasting,
corpul tău asimilează, e mult mai sensibil, da? În primul rând se sensibilizează la insulină și răspunde altfel glicemia atunci când mănânci, dar în al doilea rând absorbe, nu știu, tot procesul de refacere, de creație în corp e mult mai intens, adică n-ai nevoie de atât de mult. Uh-huh. Eu cred că atunci când n-ai un echilibru în alimentație și mănânci eventual multă proteină, dar nu de cea mai bună calitate, exact, cred că nu absorbi. Pur și simplu, sparge, da. Cred că pur și simplu asimilezi poate jumate din ea, nu știu, e greu să facem o estimare, dar nu cred că ai nevoie de așa multă proteină, cum aveam eu, 250-300. Pentru că acum văd, deci mă uit la mine, băi nene, nu simt că am pierdut masă musculară, mă simt forță. Și cât consumi acum? Păi acum am avut doar ca tine, din fructe, adică am avut fasting 3 zile cu apă, după care am început fructe, dar fructe multe. Nu m-am uitat, dar până m-am săturat la fiecare masă și pot să zic că am mâncat kilograme între, poate 4-5 kg de fructe pe zi. Și deci se adună undeva maxim 50 de grame de proteină, maxim. Pe termen lung nu cred că e sustenabil să-mi păstrez corpul și masa musculară. Probabil că pe termen lung aș pierde. Pierd, sigur. Pentru că... Dar pe termen scurt simt că e așa un refresh, da, care mă va ajuta acum când voi începe să consum proteină moderat, mă va ajuta să o asimilez mult mai bine, asta simt. Adică asta s-a întâmplat în trecut, că eu am mai făcut de două ori fasting. Păi ce faci? Ce-ți face fasting? Fastingul îți suge, practic, îți regenerează toate celulele, pentru că celulele bune nu mai au mâncare și se hrănesc autofagie. se hrănesc cu celulele care sunt unhealthy și devin doar alea bune în corp. Practic face curățenie. Corpul intră și face curățenie. Toate proteinele rămase nedigerate prin corp, toate toxinele, se curăță tot. Deci e ca și cum ați rămâne fără mâncare și mai aveți ceva prin frigider, ceva prin dulap, ceva prin nu știu pe unde și cureți tot și mănânci tot și la un moment dat nu mai e nimic, știi? Cam așa e. E un cleansing, știi? Fasting-ul. Și nu numai la nivel de corp, la nivel spiritual, la nivel emoțional, mental. Bun. Ești un, cum să zic, e un reset. The whole system reset. Știi? Și, da, e fascinantă treaba. Trebuie să ducem discuția încolo? Am vorbit mai de corp, ce se întâmplă la nivel de corp, dar asta cu ce se întâmplă la nivel mental și spiritual, cred că, de fapt, e cel mai important. Cred că 70% din importanța unui detox, adică eu unul pentru asta am făcut acum. Dar nu pot să neg că nu mă bucur să mă simt bine și să văd corpul că se simte bine. Adică mi se pare fantastic. În același timp mă bucur să sparg tiparele astea care domină în creierul oamenilor. Ca să arăți așa ca Remus, trebuie să mănânci piept de pui cu orez. Deci lumea când se uită la mine, vede pe mine piept de pui cu orez. Și eu n-am mai mâncat piept de pui cu orez de mult. Nu că ar fi ceva neregulă cu piept de pui și orez. Bine, sunt mai multe lucruri neregulă ca și combinație. Nu ar trebui combinată carnea și carbohidrații niciodată, pentru că nu se digeră și nu se absorb bine, dar trecând peste asta, ideea e că poți să obții un corp frumos și cu proteină și grăsimi, și cu proteină și legume, și cu proteină și carbohidrați, și cu multe combinații. Ideea e ce ți se potrivește ție, ce funcționează bine pentru tine și cum te simți tu bine, în ce sistem te simți bine. Da, și ca să adaug ceva așa în plus la corp și la toate discuțiile despre corp și nutrienți și astea, voi să mor eu, ce mai mult contează pentru mine, placebo, efectul placebo, ce îți spui tu ție, frate? Mamă, ce bine că ai adus asta în discuție, mergi, deci ce îți spui tu ție? Că sunt oameni care știu că bagă sală și se chinuie de ani de zile și n-au rezultatul care își doresc, pentru că nu cred în treaba asta. Exact, sunt oameni care se uită la mine și nu cred că e posibil. Da, te pun pe pedestal și când te pun pe... Mă pun pe pedestal, dar în același timp încearcă să mă și dea jos de acolo, aruncând cu... Da. Folosește steroizi, face nu știu ce, da, pentru că ei nu cred că se poate. Și atunci, da, problema e când gândești așa, se răsfrânge asupra ta. Da. Pentru că tu ești cel care nu reușește să obțină rezultatul. Știi ce zici? Energetic vorbind, ca și legile atracției, zici eu, ăla e acolo, eu sunt aici, nu pot să ajung acolo numai dacă fac chestiile astea, eu nu fac chestiile astea, așa că nu o să ajung acolo. Dar ei, chestiile care zic că tu le faci, sunt fake. Da. Și atunci ei nu-și dau seama care e punctul de legătură.
Și ai mintea, frate, placebo. Spălește pielea pe mine. Da, e placebo. Dacă de aici ți-ai dictat, poți să fac aia. Deci corpul se cum am făcut la squash astăzi, că ai văzut, deci am jucat squash după 4 zile de fasting și nemâncare deloc și aproape apă n-am băut. Squash-ul, băi, e greu. Eu acum am învățat să joc. E greu, rău. Da. Și văd cum corpul îmi spune când să fac o mișcare, când să nu fac acum, că intru, cum să zic, flight and fight mode, știi? Dar simt cum pot să mi-l coordonez din minte. Deci îi spun corpului, mai ai un sfert de oră, poți să bagi acum, bagă maxim. Și în alea, un sfertul ăla de oră, pun atât de multă energie în corp, din cap, practic, din minte, îi dau în toate celulele de energie. Respirație. Da, din respirație. Și mă face să cum să zic, mamă, să intru pe suta aia de metri, care exact aia contează, să crești sau să obții ce vrei tu să obții din corp. Băi, deci pentru mine discuțiile astea sunt atât de prețioase și le simt atât de profund și mă ajută să mă înțeleg pe mine mai bine, mă ajută să înțeleg ce se întâmplă în viață, în lumea asta mai bine, pentru că iau totul din mâncare și din nutriție și din body engineering, din construirea corpului, iau și o extrapolez la nivel de orice vrei tu și practic sunt aceleași principii. Exact, aceeași patterns. Vrei să obții bani? Trebuie să faci același lucru ca și cu corpul. Energetic. Vrei să obții, nu știu, sănătate, stare de bine? Trebuie să muncești la fel, adică doar să pui energia și unde pui focusul tău și energia, acolo vei avea rezultate. Da. E atât de simplu. Asta a fost primul episod alături de Alex. Dacă v-a plăcut, dacă vă simțiți inspirați de ce am vorbit noi aici, vă rog frumos, lăsați în comentarii, spuneți-ne eventual ce v-ar interesa, ce subiecte v-ar interesa să mai abordăm și promit că atât timp cât mai stau în Bali și mai mă întâlnesc cu el aproape zilnic, o să încercăm să mai avem discuții de genul ăsta, pentru că noi simțim să împărtășim. Da. Noi ne-am cunoscut de o săptămână, dar parcă ne știm de ani de zile, de o viață, știi? Și avem cam aceeași misiune, simțim să împărtășim, să vă ajutăm să înțelegeți și voi ce am înțeles noi. Exact. Acum avem nevoie și de ajutorul vostru, de feedback-ul vostru, așa că dacă vreți să ne susțineți, să adaug ceva. Tu, Remus, e foarte mult pe partea de corp și nutriție, cum să crești, cum să tot ce ai făcut până acum. Iar eu sunt mai mult bazat pe mental, emotional sau mental, spiritual, nu știu cum să le numesc, ca să autocunoaștere, uh-huh, spirituală, toate chestiile astea. Și împreună e pam, e mixul face perfect. Nucleul ăla, bombă, adică el cumva mi-a mărturisit că avea intenția și nevoia să fie cineva ca mine care să-l ajute să se dezvolte mai bine pe partea de fizic, ar vrea să îmbunătățească puțin fizicul, iar eu am atras un om ca el în viața mea pentru că îmi doresc să cresc din punct de vedere mental și spiritual. Și practic împreună nu facem altceva decât să ne coachuim unul pe altul, da, și după reciproc, dăm share și după aia vă dăm vouă rezultatul, ceea ce, băi, e precious, adică să fi avut eu la 13 ani pe cineva să mă uit la el, așa, cu gura căscată, m-aș fi uitat toată ziua, păi, și să iau toată informația. Nu era nimeni, noi am făcut călătoria. Nici nu exista internet, deci nebun, aveam dial-up când eram mic, dar asta e altă discuție. Like, subscribe și toate cele, v-am pupat, la revedere, peace!